Administrația Națională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. După o săptămână în care temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale pentru începutul verii, vremea devine obișnuită pentru această perioadă, iar precipitațiile sunt normale pentru luna iunie. Vremea va fi ușor mai rece în sud-est și în sud-vest, dar se va menține instabilă în zonele montane, submontane, în vest și în nord-vest. Vor fi intervale cu averse, descărcări electrice și posibil căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă însemnate, iar riscul pentru inundații va fi în creștere în zonele cu averse. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade. Prognoza meteo pentru săptămâna 5-12 iunie. Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice și sud-vestice. În rest, temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice, dar mai ales în zona munților Apuseni și în nordul Carpaților orientali, dar și deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Prognoza meteo pentru săptămâna 19-26 iunie. Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Prognoza meteo pentru 26 iunie, 3 iulie. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări. Relatează observatornews.ro.